Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, în colaborare cu unitățile de învățământ din județ, desfășoară campania Înapoi la școală, prin care elevii participă la vaccinarea anticovid. Acțiunea a început la Colegiul Național Decebal din Deva, iar în urma administrării dozelor de acolo, numărul hunedorenilor care s-au vaccinat va depăși 120.000. Campania de vaccinare va continua și în alte școli din județ, iar un alt lucru îmbucurător este că nu s-au mai înregistrat reacții adverse după imunizare. Da, este o campanie care am pregătit-o încă de săptămâna trecută, campania Înapoi la școală, cu sprijinul unităților de învățământ din județul Hunedoara. În premieră am început la Colegiul Național Decebal, vom continua joi la Universitatea Petroșani, după aceea la Liceul Tehnologic, fostul Liceu Auto, și cu celelalte colegii și licee din județ care doresc să ia parte la această campanie. Am depășit 119.000 de doze, cel mai probabil în cursul zilei de astăzi sau mâine, cel târziu, vom depăși 120.000 de doze administrate. Reacții adverse n-au mai fost deloc înregistrate notabile, au fost chiar la începutul campaniei de vaccinare. Cred că la momentul respectiv au fost undeva la 6 sau 7 cazuri, unele chiar nu consider că ar fi trebuit raportate. Dar în rest nu s-a mai înregistrat nicio reacție adversă. Primii care s-au vaccinat la centrul mobil de la Decebal sunt doi studenți din Germania. Aceștia lucrează ca asistenți de limbă germană la clasele bilingve ale colegiului și au profitat de oportunitatea de a se vaccina în România, mai ales că în Germania tinerii au acces mai greu la imunizare. I work as an assistant in the school. And I have the opportunity to make the vaccine, so I decided to make it here then in Germany. Uh-huh. In Germany, do you vaccinate the young or? Yes, but not yet. I think it's depends on what are your age and something like that. It's a great opportunity because I do work with students and I'm really glad that we finally can get vaccinated because it's Corona been for some time. It's been like a long time and now I'm happy that we finally have the opportunity to maybe go out again and meet people and be less afraid with the vaccine, so I'm really happy about that. La Colegiul Național Decebal din Deva s-au administrat doze produse de Pfizer-BioNTech și s-au putut vaccina și elevii cu vârste între 16 și 18 ani, aceștia având acordul scris al părinților pentru imunizare. Campania urmând a continua și în viitor. Iată că a venit și rândul elevilor să se vaccineze. Am prezentat elevilor beneficiile și modul în care se desfășoară vaccinarea. A fost o campanie pe care am prezentat-o și părinților și în mass media. Elevii decebaliști au răspuns pozitiv și iată că astăzi începem vaccinarea cu vaccinul Pfizer. Participă astăzi la vaccinare și elevi cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Pentru ei este nevoie de acordul părinților. Au acest acord, părinții, o parte sunt aici, ne bucură acest lucru și cu siguranță în etapa următoare vor fi și mai mulți elevi care participă la campanie. Liceenii de la Decebal care s-au imunizat astăzi nu au avut probleme după vaccinare și consideră gestul lor un pas spre revenirea la normalitate. În primul rând ca să mă salvez pe mine de la această boală nemiloasă și pe ceilalți. Și aș dori în primul rând să ne vaccinăm toți ca să ajungem la o stare de normalitate. Mă simt foarte bine, simt un pic o înțepătură mică, dar în rest mă simt foarte bine. Să arăt că sunt un cetățean model al Uniunii Europene, să dau un exemplu celorlalți și să arăt că nu se întâmplă nimic dacă te vaccinezi, nu mi-a pus niciun chip, nu am pățit nimic, să dăm un exemplu. Pentru că toată lumea vrea să ajungă la normalitate până la urmă și eu vreau să mă întorc, să mă joc fotbal, să pot să merg, să revenim la școală și e un pas foarte bun. Cea de-a doua doză de vaccin, adică rapelul, se va face peste 3 săptămâni, în data de 2 iunie.